Salut! Sunt Stefan de sunt directorul Incorporo și în acest videoclip am să discut despre uh, articolul pe care urmează să-l publicăm în relație cu vulnerabilitățile identificate în platforma myportal.nrc.ro. În decursul zilei de 27 iulie 2024, până la... Aproximativ 3 dimineața pe 28 uh, iulie 2024 am identificat o serie de vulnerabilități grave care afectau integritatea datelor cu caracter personal ale tuturor antreprenorilor din România uh, la un grad mai moderat și în același timp la toți antreprenorii care au decis să facă plăți prin intermediul uh, uh, myportal.nrc.ro. De asemenea, afectate sunt și toate persoanele care au fost uh, persoane fizice insolvente din România, uh, însă pe lângă ei pot să fie și alții. Spre exemplu, există riscul ca toate persoanele care au un contract de închiriere cu uh, o persoană juridică să aibă uh, cel puțin informația contractului publică: informații cu privire la existența sa. Uh, Detalii despre vulnerabilitate urmează să fie uh, prezentate mai târziu. Uh, am trimis o ultimă notificare către DNSC, uh, ONRC, uh, ANSPDCP și Ministerul Justiției, prin care le solicit uh, fie un comunicat imediat pentru a clarifica că problemele nu trebuie încă divulgate, detalii tehnice nu trebuie să apară în spațiu public. Uh, în caz contrar, consider că, uh, din punct de vedere. Tehnic. Din punct de vedere administrativ, nu mai există absolut niciun motiv pentru a nu divulga informațiile. De altfel, platforma deja s-a făcut publică, deci oricine poate să o folosească și lansarea unei platforme în contextul în care ea ar fi avut în continuare problemele de securitate ar fi fost foarte problematică. Deja au făcut asta în prima zi, lucru pentru care i-am sancționat destul de sever într-un videoclip în care am condamnat răspunsul ONRC după care au luat măsurile organizatorice necesare, au oprit platforma pentru două zile, atunci va apărau cele două uh, liniuțe, de aceea am spus eu că platforma să stea oprită, uh, după care au relansat platforma parțial funcțională, dar fără vulnerabilitățile pe care le-am identificat. Deci s-au luat măsuri organizatorice într-un termen decent, deși primul răspuns a fost unul care clar a lăsat de dorit. Evident, toate detaliile urmează să le aflați în viitor. Încă uh, consider că nu este prudent să lansez până când le ofer timp și la cei de la DNSC și ONRC să vină cu un răspuns uh, exact din considerentul că, Doamne, ferește, poate mai sunt probleme și uh, le agravezi. Uh, în același timp, însă consider că e de bun augur ca opinia publică să afle cel puțin de existența unor astfel de, de vulnerabilități, astfel încât să poată să ia măsuri, să se gândească peste weekend dacă e momentul să-și un avocat pentru a afla ce informații au ajuns în spațiu public și pentru a afla mai multe detalii despre problemă. Evident, eu voi putea să spun o parte dintre ele, numai că detaliile cum ar fi ce s-a întâmplat punctual, cine a intrat pe date, cine nu a intrat pe date, informații respective le au doar cei de la ONRC și de la firma de IT cu care au colaborat, nu și eu. Prin urmare, eu pot doar să spun ceea ce exista în spațiu public și ce se putea face, nu și ce s-a făcut efectiv și ce informații au ajuns în mâinile altora, dacă a ajuns vreo informație în mâinile altora, cei foarte probabil într-o măsură mai redusă. Mulțumesc foarte mult, mai multe detalii veți afla evident după ce primesc confirmarea, sau nu primesc confirmarea, nu primesc practic critica de la, de la UNRC și de NSC. Uh, și în zilele următoare vă puteți aștepta la uh, transmiterea informațiilor pe care le-am transmis și la UNRC, voi divulga și... Uh, Uh, și uh, divulgarea coordonată pe care am făcut-o. Div uh, voi divulga de asemenea și videoclipul uh, uh, pe care l-am trimis în care am înregistrat problemele de pe platformă, uh, evident, cu datele anonimizate, fără să se mai vadă datele sensibile care făceau obiectul vulnerabilității uh, și uh, care a devenit Relativ viral în rândul funcționărimii publice A ajuns să aibă 120 de vizionări Numai din partea funcționarilor publici De la ONRC, de la DNSC, de la Ministerul Justiției De la ANSPDCP și uh, cam cine mai știa de vulnerabilitate Deci, uh, da, 20 pe WhatsApp Am văzut că o parte și pe WhatsApp că mi-a apărat pe Analytics pe YouTube Uh, oricum, detaliile le detaliile veți afla mai târziu. Nu știu dacă e momentan momentul, de aceea vreau să le ofer și la un timp. Uh, din perspectiva mea, ar fi absurd ca încă să fie probleme, pentru că ce înseamnă că s-au jucat poker cu viața și datele altora. Uh, și mai multe zile, nu una singură, dar uh, tot am zis să le ofer timp suficient cât să poată să ia deciziile, poate chiar comunică un R.C. ceva și atunci uh, mi se pare că așa este corect să-i notificăm și pe ei. Mulțumesc foarte mult, veți afla mai multe zile următoare, zi frumoasă și spor la treabă. Și îmi pare rău evident, pentru că ați fost victime în, uh, în, în fenomen. Și uh, cred că mulți când ați afle care au fost problemele, a să fie oarecum frustrați. Uh, în România știu că anumite Categorii de oameni sunt cumva mai critice, la astfel de probleme, la anumite persoane nu le pasă. Uh, probabil ca să fie ceva pe la mijloc, uh, Evident, aici sunt mai speculații de ale mele, dar uh, am rezerv și o bucată asta de, de opinie personală. Mulțumesc foarte mult și spor la treabă și sper ca platforma să funcționeze acum pentru voi. Uh, pentru orice detalii care nu intră în zona de confidențialitate și pe care le voi divulga ulterior, vă stau la dispoziție. O zi frumoasă și spor la treabă!